10 minute pentru Uniunea Europeană. La Viva FM. Bun găsit la 10 Minutes for EU! Ascultăm o sinteză a informațiilor europene recente realizată de studenții de la Științe Politice, Relații Internaționale, Studii Europene de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Informațiile europene recente, selectate de către noi, sunt organizate în trei rubrici: decizii de interes general, România în Uniunea Europeană și oportunități pentru tineri. Primul subiect pe care îl vom aborda săptămâna aceasta se adresează tuturor cetățenilor Uniunii Europene. A fost creat un nou instrument al Uniunii Europene cu scopul de a atenua consecințele economice și sociale ale acestei perioade. Mecanismul de recuperare și capacitatea de adaptare economică în valoare de aproape 700 de milioane de euro sub formă de subvenții și împrumuturi este prevăzut pe o durată de 4 ani. Aceste fonduri vor putea fi accesate doar de unele state ale Uniunii Europene care respectă statul de drept. De asemenea, se urmărește o mai mare transparență în ceea ce privește acordarea fondurilor Uniunii Europene. Un alt nou proiect care va ajuta la construirea Europei post-pandemice, mai verde, mai digitală, mai pregătită pentru viitoarele provocări, este Next Generation EU. În valoare de 1,8 trilioane de euro, aceasta se anunță a fi cel mai mare pachet finanțat vreodată din bugetul Uniunii Europene. Proiectul va fi înființat ca urmare a acordului privitor la bugetul pe termen lung al Europei dintre Parlamentul European și statele membre ale Uniunii Europene. O mare parte ale acestor fonduri vor fi utilizate pentru modernizare prin inovație și cercetare, politici tradiționale, precum coeziunea și politici agrare comune, lupta împotriva schimbărilor climatice și egalitate de gen. După 10 săptămâni de dezbatere aprinse, negociatorii din partea Parlamentului și președinției Consiliului Uniunii Europene au ajuns la un acord privind cadrul financiar multianual al Uniunii Europene și noul program privitor la resursele proprii. În urma acestui compromis, Parlamentul primește un plus de 16 miliarde de euro, 15 dintre acestea fiind direcționate către programe pilot de protecție a cetățenilor împotriva pandemiei de COVID-19, programe de oportunități pentru tineri și prezervarea Uniunii Europene. Compromisul trebuie să fie aprobat de ambele instituții. Cetățenii vor beneficia de programe pilot precum Health, Horizon și Erasmus+. O altă informație importantă vizează Comisia Europeană și BioNTech și Pfizer. În prezent, politica în domeniul sănătății este decisă la nivel național, ceea ce a dus la probleme mari de gestionare a crizei la nivel european. Astfel că, săptămâna trecută, Comisia Europeană a semnat în numele tuturor statelor membre un al patrulea contract cu cele două companii farmaceutice, BioNTech și Pfizer, pentru furnizarea a 200 de milioane de doze de vaccin. De asemenea, există și opțiunea de a cumpăra alte 100 de milioane, odată ce acest vaccin va fi considerat sigur și eficient împotriva COVID. Cu ocazia acestui contract, Comisia a propus crearea unei Uniuni a Sănătății pentru o mai bună coordonare în viitor a reacției la provocări sanitare precum pandemia de coronavirus. Asculți 10 minute pentru Uniunea Europeană. Câștigătorii premiilor Europa Nostra 2020, cea mai înaltă onoare a Europei în domeniul patrimoniului, au fost sărbătoriți pe 10 noiembrie în cadrul unei reuniuni virtuale care a conectat iubitori de patrimoniu, profesioniști, voluntari și susținători din întreaga Europa și din lume. Premiul publicului a mers către un proiect de educație, formare și sensibilizare, Ambulanța pentru Monumente, propus de România. Aceasta a contribuit la salvarea a sute de clădiri monument istoric din România prin intermediul unei largi rețele active de organizații de patrimoniu. Marea majoritate a activităților constau în înlocuirea învelitorilor degradate, asigurarea zidurilor împotriva prăbușirii, refuncționalizarea deranjelor de apă și stabilizarea picturilor murale. Cu această ocazie, dorim să felicităm echipa proiectului și să le urăm mult succes în continuare! Acordul asupra bugetului multianual al Uniunii Europene, la care s-a ajuns între Parlamentul European, Președinția Consiliului și Comisia Europeană, aduce un câștig pentru România, care va beneficia în următorii ani de 46,4 miliarde de euro. Acestor fonduri li se adaugă cei 33,5 miliarde de euro din planul de redresare, ajungând la un total de aproape 80 de miliarde de euro. Sunt bani, sperăm noi, care vor fi folosiți cu profesionalism în scopul dezvoltării României prin intermediul proiectelor europene. O altă decizie europeană vizează monitorul anual al educației și formării.
Comisia Europeană a publicat în data de 12 noiembrie monitorul anual al educației și formării, care analizează evoluția educației și formării în Uniunea Europeană și în statele sale membre. Comisia a propus un pachet de inițiative, inclusiv noul plan de acțiune pentru educația digitală 2021-2027. Aceasta va consolida contribuția educației și formării la redresarea Uniunii Europene în urma crizei provocate de coronavirus și va contribui la construirea unei Europe digitale și ecologice. În ceea ce privește România, raportul constata că s-au depus unele eforturi pentru îmbunătățirea calității educației, a îngrijirii preșcolarilor și pentru consolidarea formării inițiale a cadrelor didactice. În pofida mai multor inițiative, monitorul subliniază că este necesară îmbunătățirea competențelor digitale ale profesorilor, ale elevilor și studenților și dotarea școlilor cu echipamente digitale. Un alt aspect identificat de către monitorul anual face referire la contextul socioeconomic care afectează în mod semnificativ performanțele elevilor și studenților, limitând rolul pe care îl poate juca educația ca garant al egalităților de șanse. În pofida măsurilor de atenuare impactului pe care îl are COVID-19 asupra educației, trecerea la învățământul la distanță riscă să agraveze inegalitățile deja mari. În ceea ce privește procentajul, monitorul a identificat un număr ridicat de tineri ce au un nivel inadecvat al competențelor de bază. Asigurarea educației, formarea de calitate și relevantă ale acesteia sunt esențiale pentru piața muncii, care reprezintă în continuare o provocare majoră. Parlamentul și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord privind un pachet de redresare economică pentru fermieri, producătorii agroalimentari și pentru zonele rurale care doresc să-și îmbunătățească capacitățile de adaptare. Pachetul de măsuri este în valoare de 8 miliarde de euro și este unul din instrumentele de redresare economică al Uniunii Europene pentru 2021-2022. 30% din fonduri vor fi disponibile în 2021, iar 70% din acestea în 2022. Acest proiect se adresează tuturor fermierilor din Uniunea Europeană, dar și tuturor cetățenilor care doresc să activeze în acest domeniu. Este de menționat că peste jumătate din aceste fonduri sunt destinate sprijinirii startup-urilor tinerilor fermieri. Asculți 10 minute pentru Uniunea Europeană. În rubrica Oportunități pentru tineri, vă aducem în atenție pentru început o decizie legată de sprijinirea tinerilor. Garanția pentru tineri este un angajament al tuturor statelor membre de a se asigura că toți tinerii cu vârsta sub 25 de ani primesc o ofertă bună de angajare, educație continuă, ucenicie și stagiu, după o perioadă de 4 luni de șomaj sau părăsire a educației formale. De asemenea, în contextul pandemic, s-a extins intervalul de vârstă până la 29 de ani pentru a spori șansele de angajare și oportunitățile de dezvoltare ale tinerilor cetățeni europeni. Fiecare an, un nou oraș european are șansa de a deveni capitala europeană a tineretului. Anul acesta, orașele finaliste sunt Baia Mare din România și Lublin din Polonia. Acestea au concurat pentru a obține titlul de capitală europeană de tineret pentru anul 2023, iar ceremonia de decernare a premiilor va fi transmisă live pe Facebook miercuri 25 noiembrie 2020. European Youth Capital este un titlu oferit de European Youth Forum, creat pentru împuternicirea tinerilor și impulsionarea participărilor, astfel încât identitatea europeană să fie consolidată. Ei bine, dacă dorești să te implici în lupta dezvoltării erei digitale, atunci poți participa la cea de-a doua ediție Thinkathon Online Challenge. Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, care locuiesc în Europa sau Canada și care sunt interesați să modeleze viitorul nostru digital, se pot înscrie până pe 1 decembrie pentru a se conecta cu oamenii care împărtășesc opinii similare și a dezbate pe baza următoarelor subiecte. Rasism, educație, sănătate, schimbări climatice și egalitate de gen. Partenerul oficial al acestei inițiative este ONG-ul român Group of the European Youth for Change. Podcastul de astăzi a fost prezentat de Andra Răuschi. Până data viitoare, nu uitați, păstrăm distanța socială, dar suntem cu un pas mai aproape de viziunea europeană. Ai ascultat 10 minute pentru Uniunea Europeană la Viva FM.